Am revenit în platou, doamnelor și domnilor, pentru ultima parte a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine se află domnul dr. Emil Ursu, directorul general al Muzeului Bucovinei. Cum am spus, întoarcem la Baia. În acest moment, în acest stadiu, un arheolog, arheologul care lucrează, sau în ce punct al șantierului poate să-și dea seama un arheolog cum au trăit oamenii în perimetrul respectiv? Teoretic, deci vă puteți da seama cum era comunitatea și așa mai departe. Teoretic, mă rog, eu având acum și scanare geomagnetică și o serie de locuințe dezvelite deja, cu un patrimoniu cunoscut. Da. Deci, ceea ce eu numesc patrimoniu sunt, de fapt, rămășițele materiale ale vieții cotidiene din Precuteni. Da. E bine, nu știu dacă la începutul săpăturii știi deja niște lucruri. De-aia mergi acolo să începi o cercetare efectivă. La sfârșitul fiecarei campanii adaugi elemente noi. Întotdeauna adaugi elemente noi. Vorbim de o epocă când nu se făcea nimic industrial, totul este inedit, totul este unicat, pentru că totul se făcea manual. Noi ne aflăm în neolitic. Ca atare, nu există două vase care seamănă. Ele sunt asemănătoare, dar nu sunt identice. Da. Sigur că în funcție de ceea ce identifici în respectiva așezare, poți să vorbești despre diversele aspecte. Și acum, spre exemplu, la Baia, am constatat că avem ceramică semifină și grosieră. Nu există ceramică fină decât doar câteva cioburi. Apoi, asta ce spune? Imediat. Am constatat că într-una din locuințe toate râșnițele, deci erau dispuse pe o linie lângă unul din pereți, probabil acolo a fost zona de măcinat, dar erau întoarse și sparte. Apoi, locuința de mari dimensiuni de care povesteam, avea toate vetrele răvășite. Avea mai multe vetre, mai multe încăperi răvășite. De unde concluzia, la o primă analiză, este că au părăsit așezarea și nu a fost o incendierie, deci a fost intenționată incendierea cu o părăsire, cu un ritual de părăsire și nu a fost accidentală sau, știu eu, bruscă. Sunt alte situri unde găsești ceramică, găsești ceramica, să spunem, odată în cantitate foarte mare, doi, o găsești răsturnată, sigur, de regulă îi spartă, mai ales vasele mari, toate se spart, normal, cad pereții casei și așa mai departe, și găsești foarte multe piese care spun clar că acea așezare a fost abandonată din motive de, sigur, tot la fel incendiat, conflict, mă rog, accidental a luat foc și așa mai departe. Da. S-au salvat ei, n-au mai salvat piesele, știți, n-au mai salvat diversele obiecte. Ei bine, aici au avut tot timpul să își ia ceea ce puteau transporta, au lăsat ceea ce considerau că nu e necesar. Apoi, sistemul de construcție al acelei case mari este iarăși foarte, foarte interesant. Până în momentul de față este deocamdată singurul de acest fel descoperit în arealul precutenian. Ați explicat. Cauți, domnule, de unde le-a venit lor ideea? Sigur, nu doar pe sistemul de construcție, și pe ceramică și, mă rog. Până în prezent se pare că din mediul vincean, deci dintr-o civilizație din Transilvania. Ca atare, este foarte clar că au avut relații cu Ardealul. Da. Mai mult decât atât, se pare că cel puțin, într-un anumit procentaj, influența transilvaniană este definitorie pentru această civilizație. Vorbim de un început de civilizație. Apoi, din arealul săpat până acum, vorbim de 3 ani, deci de 3 campanii, nu am găsit până acum, spuneam, nici o groapă cu oase. Ori în Precuteni este plin de oase. Mâncau animale, firesc. Da. Apoi mâncau bovine, creșteau bovine, ovine și așa mai departe.
Ce, în schimb, am găsit foarte, foarte mult utilaj litic, mic, microlit, le spune, dis de seceră. Ah, am înțeles, da. Doamne, tragi concluzia că era o comunitate agricolă. Agricolă. Ei, rămâne întrebarea, nu mâncau deloc carne? Ba, probabil că mâncau. Și atunci se naște o altă întrebare. Nu cumva era o așezare sanctuar legată de cultivarea plantelor? Pentru că, spuneam la un dat, de acele vase. Deci vine întregi... piesa și întrebarea, piesa și întrebarea. Exact, exact. Noi cunoșteam până la Baia trei vase întregi din acelea cu... Bun, ele au fost la un dat interpretate ca fiind antropomorfe, în fine, de un savant sovietic, foarte important, dar na, pe trei piese mari lucruri nu pot spune. E bine, la Baia până în prezent sunt 68 de astfel de piese, de vase, ceea ce este enorm. Vasele respective erau fără îndoială făcute, făcute cu un scop. Eu spun sacru, religios. Nu știu, mai rămâne de văzut. Însă în acest moment, mă rog, pe ceea ce am publicat, am dat explicațiile de rigoare. Ei bine, dacă ai atât de mult material care vorbește de, sau mă rog, indică viața spirituală, apare, firesc, întrebarea și legătura între lipsa oaselor și aceste vase. Că erau pentru grâne. Am făcut și volumele cu grâu 14% umiditate, grâu normal, știți, care se păstrează. Evident că dă un anumit, o anumită repetabilitate a volumului. Firesc. 0,5 litri înseamnă... Bun. Era unitate de măsură sacră? Nu. Sunt întrebări la care nu cred că pot găsi vreodată răspunsul. Mm-hmm. Acele siluete apar într-o anumită poziție care indică dansul. Mm-hmm. Deasupra capului, capul, repet, foarte, foarte stilizat, apar de asemenea niște simboluri care vorbesc despre ce oare. Simboluri lunare, vorbind de fază lunii, este cel mai la îndemână instrument de măsură a timpului. În ritmul ăsta nu te mai oprești din întrebări. Nu te mai oprești din întrebări. Ei, și ușor, ușor, și duci mai târziu, unde ai mărturii. Nu devine... Da, eu, de exemplu, mă rog, m-am ocupat de plastica antropomorfă, de statuietele din Percuteni. Da. Și cred, mă rog, și am și scris acest lucru, cred în ce în ce mai mult că un prototip al zeiței Inanna, mă rog, Iștar, mai cunoscută este Iștar, din Mesopotamia, este în Precuteni. De ce? Sunt o serie de statuiete, nu foarte multe, dar nici foarte puține. Vorbesc de întreg arealul cu tot cu Republica Moldova și Ucraina, care în zona abdomenului au un anumit romb, mă rog, împărțit sau... Nu, în fine. Repet, numai anumite statuiete au chestia asta. Ei, bine, găsim la Inanna și mai explicit la Iștar, mai mult povestit, despre brâu cu piatra facerii în el. Uh-huh. Ei, brâu cu piatra facerii în el, bun, brâu care are legătură cu nașterea. Îl găsești în Grecia, la Tona, nu? Da. Așa, îl găsești în Roma, că Roma e o copie fidelă a Greciei. Îl găsești în creștinism, brâu Maicii Domnului. Da. Știți cum e? În armată era o vorbă, nimic nu se pierde, totul se transformă. Se transformă. Să știți că și în viața spirituală și chiar în viața materială, nimic nu se pierde, totul se transformă. Iar în viața spirituală mai ales. Pentru că vrem, nu vrem, mintea umană gândește într-un anumit fel, poate gândi până la un anumit punct și sunt lucruri mari. Uitați-vă, eu am avut o experiență când am făcut armata, spre exemplu, mă rog, făceam gard într-o pădure, în fine, te apropii, deci natural te apropii de natură. Da. Începi să distingi sunete, să distingi, era o zonă cu foarte mulți arici. Ei, ariciul prin frunze merge, pădure de foioase, majoritar, merge precum omul, numai ceva mai repede. În 2-3 săptămâni îți dai seama. Uh-huh. E o banalitate teoretică. Da, da. Dar uite că practic realizezi doar în cazurile astea. Deosebire, și sunt, mă rog, multe lucruri. Ei, la fel și cu, ca să revenim la Baia, sunt foarte multe întrebări. Bun,
zona unde era situl, unde este și acum de altfel situl, oferă o vizibilitate pe Valea Moldovei extraordinară. Apoi, începem cu partea asta de utilaj litic, știți? Da. Uneltele și armele din piatră. Da, da. Cât la sută au adus? De exemplu, am găsit câteva așchi de obsidian. Obsidianul nu-i din zona asta, noi. Clar? Da. Bun, dar este foarte mult rocă locală. Deci duceau în Valea Moldovei, știau, da, aveau cunoștințe legate, cunoștințe foarte serioase legate de piatră, materia primă pe care o puteau folosi. Și mai dau un exemplu, care nu are legătură neapărat cu baia, dar ca idee. Cine are curiozitatea să se uite pe Naturalis istoria lui Plinius cel Bătrân și cine are răbdarea să chiar să citească, sunt lucruri care, mă rog, nu neapărat, de exemplu, mie nu-mi folosesc toate lucrurile de acolo. Da. Ei bine, însă am avut curiozitatea să citesc toate cele, mă rog, 6 volume, în fine, și am rămas șocat, ăsta e termenul, la nivelul secolului I după Hristos, chiar mare în 79. Oh. Așa? Sigur, el face acolo o compilație din mai multe surse cunoscute. Cât amar de boli se cunoșteau, cât amar de rețetare de medicamente, da, și toate astea se făceau pe observații, clar, ei nu făceau chimie, da, la vremea aia. Apoi, cât de fină observație a naturii, mă uitam chiar în primul volum, cred, vorbea de faptul că pământul e rotund și explicația era banală. Explicația era banală. Ală. Pune un băț în pământ și hai să vezi cum se duce umbra. E nu trebuie mult școală. Trebuie observați, în schimb. E bine, gândiți-vă că după aia a urmat Evul Mediu când se spunea că pământul e pătrat sau că e doar drept. Da. Și, mă rog, stă pe doi elefanți, că, în fine. Da. Noi deci e o perioadă de involuție, da, din punct de vedere spiritual. De altfel, renașterea nu a fost altceva decât redescoperirea Greciei. S-a resetat ceva, de fapt, undeva? Poftim? S-a resetat lumea cândva? Da, sigur. Odată cu renașterea lumea s-a resetat. Uh-huh. Știți cum e? Este un dicton care spune că somnul națiunii, da, naște moștri. Ei bine, din păcate, somnul națiunii naște și, cum să spun eu, o decădere a științei, a cunoștinței, da, de fapt. Da, da, da. Și mai e un element, frică. Frica. Frica, pentru că ne place sau nu, Evul Mediu a fost un iep al fricii. Asta e. E drept. Al mirosurilor tari și așa mai departe. Da. Domnul director, pentru că la începutul dialogului am făcut un pic, am vorbit despre relația comunitate, muzee, muzeu. Nu știu acum cum este situația, dacă într-adevăr vin profesorii cu drag cu copiii, da, la muzee sau pur și simplu pentru a puncta niște momente, niște evenimente în catalog. Este o explicație. Dar care este, da, este o întrebare la care eu nu vă pot da un răspuns. Acum, care este rolul unui muzeu pentru o comunitate? Păi, ce trebuie să vedem noi? Ce trebuie să înțelegem? Putem să eu știu, venim la muzeu să înțelegem ziua de mâine? În principiu, da. Știți cum? Este un lucru demonstrat că istoria se repetă și că trebuie, dacă nu știi istoria, nu-ți poți face trecutul. Trebuie. Ei bine, spuneam, nu vă pot da un răspuns la prima dumneavoastră întrebare. Poate mai nimerit ar fi să întrebați profesorii, învățătorii, da, educatorii. Ce vă pot spune însă este faptul că sunt destul de mulți, mai ales educatori și învățători, care doresc să facă serbările copiilor la muzeu. Ceea ce este important pentru noi și, bineînțeles, spune ceva. Apoi, eu însă ce aș vrea să transmit legat de întrebările dumneavoastră? Da, eu nu aș vrea să răspund la întrebări, aș vrea să transmit mesaj. Mesaje. Da. Profesorii, mai ales cei de istorie, dar deopotrivă și cei de biologie, mă rog, științele naturii, pot veni la muzeu să-și facă ora la muzeu. Este firesc și, cum să spun, este fără îndoială foarte, foarte logic.
Pentru că la muzeu, au respectiv, material? Exact, au piesa originală. Diferența între noi și MOL, oricare ar fi MOL-ul, este că noi avem piesa originală. Dacă noi n-am avea piesa originală, probabil ar trebui să închidem. Am înțeles. Și asta se întâmplă numai în România, se întâmplă peste tot în lume. Însă, doar muzeile sunt depozitarele pieselor originale. Și în tare condiții, repet, profesorul poate trezi emoția. Eu m-am dus la istorie pentru Evu Mediu, pentru Săbii, pentru Ștefan cel Mare, pentru Mihai Viteazu, mă rog, pentru zona medievală, în general. Istoria nu este, până la urmă, o poveste pe care, dacă o spui cum trebuie, trezește interes. Ei bine, sigur, am plecat pentru mediul și am ajuns la preistorie. E alt subiect. Da. Sau, bine, dar am avut o motivație. Motivația a fost, a plecat de la muzeu, am plecat pe de-o parte de la educație din familie, bunicii care povesteau despre al doilea război mondial, și de la muzeu. Da, muzeu. Era un templu. De altfel, am avut așa un sentiment, m-am simțit cetățean, când prima dată singur m-am dus la muzeu, am deschis ușa cu frică, mă așteptam să mă dea afară, asta se întâmpla în vremea lui Ceaușescu, evident, anii 80, după 85, în fine, și am întrebat dacă eu pot vizita, sigur, am făcut un pas, deja eram cetățean. Interesant. Am plătit biletul, care era pentru ele puțin, ca și astăzi, de altfel. Domnule, și am putut umbla prin tot muzeul, nu m-a întrebat nimeni nimic. Nu-ți pare nimeni, nu mă da nimeni afară. Dar m-am simțit cetățean. Și din acel motiv, de câte ori am ajuns în zona centrală, mă duceam la film, spre exemplu, duminica mergeam la Tineretului, care era mai jos de muzeu. Da, după aia veneam la muzeu. Da. Următoarea era o chestiune. Era o chestiune. Deci așa ar trebui să ne simțim cetățeni? Având bun, sigur, atunci eu nu mă puteam duce la MOL, clar. Da. Sau știu, eu nu mă puteam duce astăzi, nu mă puteam duce la teatru. Da. La nivel de... Vorbeați de piesa. De muzeu, care exponat. Piesa originală, da? Corect. Că acolo se... Pentru piesa aceea originală trebuie un efort de muncă bun. Extraordinar. Exact. De conservare, exact. Cercetare și așa mai departe. Restaurare. M-a scuzat. Dar guvernantul de astăzi și cei care au trecut. Dar astăzi, ca astăzi ne doare, pentru că ați ieșit în mod public cu o scrisoare. Vorbim de salarizare. Adică nu vreau să construiesc întrebarea foarte... Bani. Da, răsplata să acestui am specialist. Întrebarea. Pentru că nu avem specialiști pe drumul. Nu stau la coadă la șomaj. Nu, da? Nu așa nu este. Eu am și înțeles și o remarcă. Referitor la restaurator, dacă nu n-aș vrea să greșesc. Puțin au atins vârsta de... 70 de ani. Da, așa este. Din păcate, lucrurile, sunt complicate. Eu vreau să încep cu altceva. Muzeul Bucovinei este unul din cele mai importante muzee din România și în ceea ce privește bugetarea. Da. Mulțumesc lui Dumnezeu, la Suceava, Consiliul Județean, și mă refer la președintele Consiliului, președinții Consiliului Județean, au înțeles rolul și menirea muzeului. Și uitați-vă, noi astăzi avem un buget generos. Chiar astăzi am avut o discuție cu domnul Flutur vis-a-vis de Festivalul Medieval. Președintele intenționează să suplimenteze suma pentru Festivalul Medieval. Pentru deci că, cu o sumă mai mare decât a primăriei, că până în prezent... Momentan nu vă pot da acest răspuns. Rămâne de văzut pentru că se dorește internaționalizarea. Eu din start vreau să spun că ceea ce se întâmplă la muzeu, și mă refer la evenimentele mari sau mici, sunt ale comunității, nu sunt ale noastre. Acelor care lucrează la muzeu sau la primărie sau la Consiliul Județean. Deci, practic, aceste instituții încearcă să ofere comunității, practic propun comunității o serie de evenimente. Dacă comunitatea achesează, înseamnă că ele și-au atins scopul. Dacă nu achesează, ele trebuie uitate și făcute alte evenimente. Bun. Ei bine,
Discutând de legea salarizării unitare, eu sunt inițiator unei scrisori deschise către Guvernul României, către Guvernul României, am zis bine, că ea a fost adresată mai multor miniștri. Bine, dacă au fost întâi primul ministru, ministrul Muncii și apoi ministrului Culturii, se înțelege. Da. O scrisoare la care au achesat 25 de muzee plus Rețeaua Națională a Muzeelor din România. Este singura scrisoare de altfel semnată și de, spre exemplu, Muzeul Național de Istoria României, care este o entitate importantă în România. Vrem. Problema noastră, sau problemele noastre au fost nu foarte, foarte multe. Pe de o parte, pentru ca o piesă să ajungă la generația următoare, ea trebuie să beneficieze de o atenție deosebită, nu doar din partea muzeografului, ci dispunea, cum a spus dumneavoastră, conservatorul, restauratorul. Astăzi, noi suntem un caz fericit, avem și depozite climatizate. Însă, cu toate acestea, pentru că o serie de piese le expunem, nu? Da. Dacă vizitați muzeul nostru, veți vedea aparate de măsură într-o serie de vitrine, veți vedea dezumidificatoare în expoziție și mai departe. Deci cineva trebuie să stea să aibă grijă. Da. În momentul în care sunt probleme, probleme care pot părea banale pentru necunoscut, pentru nespecialist, însă pentru, știți cum, sunt niște bolnavi de care trebuie să ai grijă permanent. Cam așa trebuie privit patrimoniul. Da. Apoi partea de depozite care necesită cum să spun, o foarte mare atenție și mai e o mare problemă. O piesă deteriorată, repet, fiind de regulă unicate, o piesă este iremediabil pierdută. Da. Pentru comunitate. Da. Pentru, la nivel mai larg, pentru națiune și la un nivel și mai larg, pentru umanitate. Cam așa trebuie privit și nu spun vorbe mari. Am înțeles, nu, dumneavoastră niciodată nu... Ei bine, în atare condiții, rolul nostru social este important. Însă, legiuitorul a considerat că mai importanți decât noi sunt artiștii. Fără doială, ei au mai multă vizibilitate decât muzeile. Și, mă rog, eu am spus în acea, sau, mă rog, imediat după acea scrisoare, noi nu ne vedem pe nicăieri în campanii electorale, nu știu ce. Ei se văd, fie că sunt actori, fie că pentru sunt... Decenius, pentru decenius, da. Însă, nu e un motiv pentru a minimaliza munca muzeilor. Și nu vorbesc în calitate de director al muzeului la Suceava, vorbesc în calitate de muzeograf, mai ales, de lucrător în muzeu. Deci, repet, muzeul, cu bune și rele, este al comunității, contribuie la educația generațiilor, tinerilor generații, contribuie la rememorarea unor momente importante ale comunității, ale națiunii și, sigur, momente importante din, chiar și din viața cotidiană. Da. La un exemplu, ieri s-a deschis o expoziție de pictură contemporană. Este un eveniment pentru o comunitate mai mare sau mai mică, un grup mai mare sau mai mic din comunitatea noastră. Da. Însă și ei sunt cetățeni cu drepturi egale. Apoi, nu știu, acum când noi discutăm la Muzeul Satului, aproape 100 de copii învață niște șuguri. Da, în același timp, la Muzeul de Istorie, alți copii modelează în lut, fac statuete și vase cu cutenieni și precutenieni. Sigur. Ei, copiii respectivi au drepturi. Da. Au drepturi. Sunt ai noștri. Da. Și mai îndrăznesc să spun ceva. Părut. Dacă noi, de exemplu, avem în colecție partituri originale Ciprian Porumbescu. Da? Dacă o partitură dispare, acea piesă dispare pentru umanitate. Punct. Dacă la un spectacol, repet, sunt și nu vreau să fiu catalog, adică, nu vreau să fiu înțeles greșit. Da, nu cereți tăiați spun, din salariile nu artiștilor am, și dați-ne exact. Nu, deci nu e asta. Ei, dacă la un concert artistul să găsesc două note, sigur, niște cunoscători vor huidui. Da. Poate. Din respect, de regulă nu vor face. Da. Nu se întâmplă nimic. La noi, dacă dispare partitura, acea piesă nu se va mai cunoaște niciodată. Cam asta e diferența importanței muncii. A fost auzită această voce? Se pare că nu. S-a fost auzită, dar nebăgată în seamă. Și atunci?
veți continua? Adică alături de colegii noastre din țară? Eu nu mai pot să mai continui nimic, nu știu ce se va mai face, mă rog, o să vedem ce va mai hotărâi rețeaua. Ce se întâmplă? Eu am fost așa un strigăt disperat, separat de Rețeaua Națională a Muzeilor și Colecțiilor. Ei au semnat, au fost ultimii semnatari, de altfel, ai acestei scrisuri deschise. Pentru că, repet, mie nu mi se pare corect să tratăm cu unități de măsură diferite, meserii diferite, care însă au importanță în societate, hai să nu spun diferită, clar. Diferită. Să nu spun mai importantă decât importanță similară. Este foarte important să mergi la teatru, dar la fel de important este să mergi la muzeu. Și totuși, sau, până la urmă... există posibilitatea să te simți foarte bine la teatru, dar să te simți la fel de bine și la muzeu. Cam asta e discuția. Un minut, maxim un minut 30 de secunde pentru două întrebări. Pentru că vorbim de importanța muzeilor, importanța oamenilor care lucrează în muzee. 12 ani aveți, da? În aprilie ați împlinit 12 ani. În martie. În martie. Bine, numirea și preluarea... În martie, 16 martie. 16 martie, da. Atunci martie rămâne. Pentru că am găsit acolo declarația a fostului președinte Gabriel Mărza legată de transfer. Până la urmă a fost, da, de la direcție. Nu, n-a fost transfer. A, v-ați dat demisia și ați preluat post. 12 ani. Sunteți mai mult manager sau om de știință? A, până îndoială manager. Manager. Și acum ultima chestiune. Tot documentându-mă să văd parcursul, am găsit o notiță a domnului Ion Drăgușanu. Deci, sunteți în septembrie, nu? 2014, nu? Nu, 3 ani. Se împlinesc 2015. Da, doctorat, da? Da. Ați ales teza de doctorat. Bine, domnul Drăgușanu vorbește foarte frumos acolo. Plastica antropomorfă a culturii precucuteni. Tripolie. Precucuteni Tripolie. Precucuteni Tripolie. Tripolie. Da. Atât am găsit în notița domnului... Da. Este varianta estică a... Da. Calificativul foarte bine. Doctorandul Constantin Emil Ursu a devenit doctor, adică ați pierdut un D pe parcurs. Da? În timpul prezentării opiniilor lor, juriul, da? Comisia. Da, comisia, pardon, mă scuzați. Domnul Drăgușanu a notat câteva expresii, lucrare monumentală și unitară, valoroasă lucrare de doctorat, Vasile Chirica, lucrare densă în informații și în evaluări critice, Nicolae Ursulescu, a fost prezent și domnul Spinei. Vorbim despre oameni care sunt în această meserie, dar în această zonă undeva la vârf. Cum ați trăit momentul doctoratului? Și de ce această temă? Această temă a fost aleasă de regretatul Dan Monac, coordonatorul, primul meu coordonator de doctorat. Din păcate, domnia sa a plecat dintre noi chiar înainte de a-mi finaliza teza și domnul Chirica a preluat, coordonarea. Sigur că e un moment foarte important în viața fiecăruia dintre noi, cei care, alegem să mulți continuăm. Mulți oameni de cultură din Suceava au fost alături de dumneavoastră. Sigur, acum am să vă spun o chestiune. Rând pe rând, noi între noi mai mergem la susținere de doctorat. Și am mers la colegii mei, o parte din ei, bine, că nu poți, nu poți. Da. Și evident și o parte dintre ei au venit la susținerea tezei mele. De la Iași, fiind Institutul de Arheologie, într-o zi de duminică, cred, am apreciat și sigur m-am bucurat foarte mult că a fost o prezență foarte numeroasă. Cercetori nu numai și la universitate, și de la, o serie de muzee, în fine, și din Germania, dar s-au nimerit să fie în perioada respectivă în România. Că altfel nu veneau din Germania pentru teza mea, în fine. Însă, pentru mine personal este un lucru foarte important. Aprecierile au fost foarte importante. Au existat și elemente critice, firesc, e normal. Însă, în Muzeul Bucovinei,
Personalul este destul de bine calificat, ca să nu spun că este foarte, foarte bine calificat. Noi, de altfel, nici nu prea avem foarte puțin sub 1%, sub 5% personal care încă mai are de promovat. Am înțeles. Așa, deci sunt, bun, cu doctorat, evident. Vorbeam înainte de misiune de elite. De elite, exact. Da. Ei bine, în Muzeul Bucovina elita este bine reprezentată. Practic, nu v-aș putea spune acum numărul de doctor din muzeu, însă este destul de important. Destul de important. Da. N-am vorbit aproape deloc cam ce urmează, dar vom fi atenți la ce urmează, da? Să organizați, să da, și la muzeu. Vă aștept la muzee, sunt ale dumneavoastră și, repet, aveți cu ce vă lăuda. Chiar aveți cu ce vă lăuda. Da, să conștientizăm acest lucru. Sper. Vă mulțumesc pentru participare, domnule director. Mulțumesc și eu pentru atât invitație. Pentru astăzi, doamnelor și domnilor, rămâneți în continuare cu Bucovina TV, mai exact cu știrile Bucovina TV.